Doamnelor și domnilor, bună seara! Ezitări, bâlbâieli, negări, neasumare, e tot ce vedem la coaliția de guvernare zilele astea pe subiectul banilor. După ce ne-au pus nervi în pioneze cu discuția despre taxe, după ce au vorbit de gaura la buget, care reclamă reduceri de cheltuieli, după ce au pus pe jar deopotrivă mediul privat și sectorul bugetar și după ce au strecurat și niscai fake news, cum ar fi cel că numai Rusia are cotă unică sau cel cu plafonul de 9,4 care nu ne mai ajunge pentru pensii, acum ia-i de unde nu-s pe politicieni, nu dau explicații, nu știu ce să spună, iar atunci când sunt prinși pe niște trepte și întrebați ce și cum, tot ce pot să îngaime este că se fac analize, se cer rapoarte, au loc consultări, totul impersonal, totul ca și cum nu ei sunt la guvernare și nu ei au creat aceste probleme de la bun început. Sunt vocali și articulați, o să vedeți, doar când vorbesc despre comasarea alegerilor, subiect foarte drag liberalilor, care altfel se văd pierzând și bruma de voturi pe care o mai au. Nimic însă despre alegerea primarilor în două tururi de scrutin, de pildă. Promisiunea fermă făcută de ei ani de zile la rând, despre care însă în ultima vreme nu au mai suflat nicio vorbă. O să vedeți tot în emisiunea de astăzi cum a ajuns Italia refugiul preferat al condamnaților de lux din România. Nu e nicio coincidență la mijloc, e un sistem foarte bine pus la punct, pe care o să vi-l explicăm. Ce e mai interesant este însă cum de politicienii români nu au putut sau nu au vrut să facă nimic pentru a schimba această situație. La fel, ani de rând, abia ăsta e semnalul de alarmă despre care o să discutăm ceva mai târziu. Și descifrăm și atacul cu drone asupra Kremlinului, așa cum îl prezintă rușii. Foarte probabil o mare făcătură a Moscovei, dar întrebarea este cu ce scop? Vrea Rusia un pretext pentru o ripostă militară nouă, de un anume tip? Căutăm răspunsurile, dezvoltăm subiectul ceva mai târziu. Invitații mei în platou la această oră, sociologul Marius Pieleanu, bună seara. Bună seara. Profesorul de economie Bogdan Glăvan, bună seara. Bună seara. Dan Bucura, jurnalist, realizatorul emisiunii bună Selectiv, seara. Bună seara. Și în legătură cu noi, jurnalista Ioana Enedogioiu, spotmedia.ro, bună seara. Vă invit pentru început să-i vedeți mai întâi pe premier și mai apoi un pic pe ministrul de finanțe. Cum reușesc ei să vorbească despre nimic, de fapt, despre nimic concret? Revin însă obsesiv două idei, o să vedeți. Gaura de la buget nu e gaură și să nu ne speriem. Vă rog să ne spuneți și ce se întâmplă cu supraimpozitarea bugetarilor, dacă măsura ar putea să fie analizată și la și în mediul privat, pentru că sunt suspiciuni că ar fi neconstituțională. Este, nu știu câta oară când repet, că această măsură nu a cuprins și mediul privat. Atunci când au avut loc discuțiile, de atunci până acum, urmează să aibă loc analize la nivelul structurilor de specialitate și când vor veni cu propunerile și cu elementele de consecințe și efecte pe care le vor produce, vom lua o decizie. Până acum nu avem datele respective. Nu am luat nicio decizie. Vă rog să... Am subliniat și subliniez din nou. Nu trebuie să venim cu anumite informații care nu au altă menire decât să sperie oamenii. Ori oamenii nu au de ce să se sperie. Suntem din, nu numai de la noi, ci și de la oficiali din structurile internaționale, ați auzit că România este pe un trend ascendent, are o creștere economică previzionată și pentru anul acesta. Măsurile noastre sunt unele de cumpătare, nu de a-i afecta pe oameni. Da, de cumpătare. Vedem noi imediat cum stă treaba cu cumpătarea, dar până atunci, domnule Pieleanu, dacă mai aud românii de propuneri, elemente, se fac analize, au loc consultări, toate lucrurile astea abstract, impersonale, mai zboară așa 1-2% din dreptul PNL, din dreptul PSD? Da și nu. Chestiunea este că încărcăm agenda populației cu teme care nu sunt reale și nici realiste. Da? Povesteam, cred, în aproape aceeași alcătuire săptămâna trecută, spuneam aici că supraimpozitarea, tema zilei săptămâna trecută, este, de exemplu, una care nu face nimic altceva decât să creeze o altă discuție, o altă temă de dezbatere publică, dovadă că acum, după o săptămână, ea nu mai este adecvată și viabilă.
Toată discuția clasei politice aflate la guvernare astăzi este referitoare la alcătuirea viitorului guvern. Nimic până la finalul lunii acesteia nu va mai fi prioritar pentru cele trei partide care vor participa, poate, de ce nu, în continuare la formarea coaliției de guvernare. Restul sunt teme pe care noi le discutăm. În mod evident, a ieșit președintele... Pentru că le-au lansat. Le-au lansat. Asta e și dorința. Ca să le discutăm pe acestea. Pentru că a spus președintele Iohannis acum câteva zile, nu? Că atâta vreme cât va mai avea putere și influență în această țară și teoretic până la finalul mandatului, adică încă un an și ceva, nu vor scădea salariile, nu vor scădea pensiile. Deci, salariile cel puțin sunt în mod direct legate de așa numita supraimpozitare. Acum apare o altă temă. Că nu pot fi, că veniturile unui angajat nu pot fi supraimpozitate, ci doar alte tipuri de venituri, cum ar fi cumulul dintre salariu și pensie. Ceea ce poate avea o anumită logică. E și aici probabil o chestie abil strecurată. Dar nu știu dacă e doar o confuzie pe care o face, de pildă, Ciolacu, între salarii și venituri. Ar putea să o facă autentic. Niciun partid responsabil și căruia îi pasă de viitorul său nu va introduce în an preelectoral. Mai avem foarte puțin până la alegeri, vă readuc aminte. Apropo, pe 9 iunie vor fi alegerile europarlamentare. S-a decis astăzi în Parlamentul European. 9 iunie 2024. Da. Exact. Deci ar mai fi un an, grosomodo, da? Cu un an înainte de alegeri, nimeni nu va avea curajul de a tăia ceva pensii sau ceva. Pentru că este o bombă cu ceas. Bun. Oamenii își vor aduce aminte în ziua votului de aceste lucruri care au făcut ca să nu mai încaseze ca până atunci la buzunar. Și totuși Ioana Ciucă vorbește despre cumpătare. Nu poți să lansezi teme din astea și după aia să le lași așa, să le ronțe toată lumea în spațiu public, îngrijorat, autentic sau mai puțin autentic, și să vorbești despre cumpătare, despre nevoia de a aduce bani la buget, dacă nu ți-ai dorit chestia asta. Sau măcar, nu știu, ieși din ea într-un fel decent. Nu spune, mă gândesc, ținem consultări, stai să vedem, se fac analize, se fac rapoarte. De ce nu le-ați făcut înainte? Că vor sau nu să lanseze perdele de fum, e foarte posibil. Dar un lucru este cert. În toată această mascaradă guvernamentală există o agravare a deficitului, îi spunem gaură, până la 24 de miliarde de lei. Asta înseamnă că s-a încasat cu mult mai puțin decât s-a previzionat în buget, dar se cheltuiește în plafoanele stabilite cu ocazia bugetului. Și atunci, că lansăm perdele, că nu lansăm perdele, că vrem să tăiem sau nu vrem să tăiem, până la urmă, realitatea ne va trozni în moalele capului. Pentru că asta este aritmetică. Asta nu mai este comunicare mai sau mai știu eu ce. Pur și simplu este aritmetică. Și va veni peste noi. Mai mult decât atât, și vă invit să citiți mâine în Spot Media, domnul Claudiu Năsui, deputatul USR, fost ministru al economiei, atrăgea atenția că noi iară suntem foarte veseli în ligheanul nostru, cum am fost în 2008-2009. Dar în Statele Unite, deja căderea unor bănci regionale este un fenomen. De acolo, dacă va veni crivățul, pot să conceapă domnul Ciolacu și domnul Ciucă și toată pleiada de ministri și ministrași, toate strategiile de distragere a atenției, că lucrurile vor deveni dramatice. Deci pe mine asta mă interesează în acest moment. Nu dacă domnul Ciolacu știe diferența între salarii și venituri. Habar n-am și nu mă interesează exact asta. Mă interesează dacă există cineva în acest guvern care înțelege cât de gravă este de fapt situația și că amânarea unei soluții nu face decât să agraveze lucrurile. Asta e marea problemă. Da. Cine să fie, Dan, cel care înțelege în guvern? Căciu? Premierul Ciucă? Dacă te iei după premierul Ciucă, domnule, așezați-vă liniștiți la locurile voastre. Cam asta ar fi... Nu vă speriați. Domnule, când îmi spunem Ciucă să nu mă sperii, abia atunci am motive să mă sperii. Oricare din ce enumerați de tine ar putea înțelege, dar eu spun de pe margine așa, fără să am date din interior,
că ascund foarte bine lucrul ăsta. Adică, vizual așa văzându-i, dă pe margine, repet, ai impresia că nu pricep nimic. Ba mai mult, când exprimă în spațiu public idei sau frânturi, nu prea mă încurajează, nu mă simt foarte bine, nici legat de chestiunile economice ce vor să vie vorba aia, nici legat de posibilele tăieri și eu știu, ajustări pe... Nu mă simt confortabil văzând nici un discurs. Bun, mai e și formula aia, uite, eu sunt foarte înțelegător și dau tot timpul credit oamenilor. Poate ăsta e un defect. Poate nu sunt oameni ai vorbelor. Asta e problema noastră a jurnaliștilor. Noi, exprimându-ne tot timpul liber, deschis și așa mai departe, avem așteptări de la cei de partea cealaltă să facă același lucru. Poate nu sunt toți așa și poate unii sunt niște teoreticieni foarte buni, mermelesc, ca să rămână așa într-o logică ministerială, dacă îți mai amintești de ea, mermelesc lucrurile acolo și când ies cu ele, ies lucruri grozave. Da, nici niște oameni ai faptelor nu sunt. Nu sunt ai vorbelor. Avea un fost candidat atât pe vremuri un slogan, fapte nu vorbe. Nu văd faptele, nu le simt de fapt, că nu trebuie să le văd, nu le simt. Și la fel cum am tot trăit în ultimii ani logica asta a lucrurilor pe care noi, poporul, nu le simțeam, dar guvernanții, firar să fie, le simțeau teribil de tare și nu înțelegeau de ce noi nu le simțim. Îmi amintesc tot timpul, dau exemplu pe Câțu de data asta, care ne-a explicat din Parlament cum trebuie să pice prosperitatea pe noi la o moțiune. Și eu nu vedeam pe ea prosperitate, la fel ca milioane de români. Uitam așa, bă, să nu pice, să ne lovească. Ama, repet, pot înțelege că ei lucrează pentru noi și noi nu le simțim. Dar nu văd. Acum, pe bune, uite că zicea Marius mai devreme, adusese povestea asta cu că e bine că îmi impozităm, s-ar putea fi impozitat cumulul pensiei cu salariul la stat. Băi, oameni buni, într-o logică normală la cap, o spun de câte ori am ocazia. Bă, lucrul ăsta n-ar trebui impozitat, ar trebui să nu existe. Mă, ar trebui să nu existe. Ce vorbă e aia? Te-ai regăsit cu pensia. La cât te-ai regăsit tu? La 45 de ani, la 47, la 50 când te regăsești? Mă, eu fac un efort să ți-o plătesc. Înțeleg că nu e specială. E, cum le spun ei, de serviciu, ocupațională, de serviciu, cum vrei tu să-i spui. Drăgălașe, habar n-am. Bă, bine, mă, ok, accept și ți-o plătesc. Eu o plătesc și cu tine și cu ăștia care ne plătim pe 25 taxe. Bă, accept asta. Bă, dar să vii după 3 luni, 6 luni, înapoi tot la stamoț și să mai mănânci și cu a doua gură. Bă, nu pot să intru în logica asta, nebunesc. Cum adică să le impozităm? Trebuie să le rașchetăm, băi, nu există asta. Te-ai regăsit cu pensia. Dacă după ce totuși ai trecut în pensie, ai acest puseu, băi, eu sunt activ, nu vreau să fiu o legumă acasă. Da, ok. Băi, du-te, nene, în privat. Hai, vină încoa lângă mine să-ți arăt eu ce înseamnă privatul. Hai să vezi și tu cum e cu 25 când îți bate contabila la ușă ce ai plătit OP-urile. Paolo, stai că n-am mai TVA-ul. Aoleu, am uitat, mâncat TVA-ul. Ce naiba fac? Stai că vine aia, somație, titlul executor. Să vadă puțin în privat. Dacă nu se regăsesc cu inițiativa privată, să vadă cum e cu munca la privat. Nu e nicio problemă, îi angajăm. Uite, eu mai caut pentru platforma mea doi jurnaliști să scrie. Bă, iau un din ăsta, un îmbuibat de ăsta pensionar la 48 de primăveri. Îl învăț eu, că unii nu prea le-au cu scrisul lor, nu le-a plăcut așa și se spun clar. Vezi că riști, o să scrie miau ca pisica. Bă, și... până învață, stau cu el, da. Nu contează, îl asist, dar să văd că muncește în privat. Bun, apropo de chestia asta cu cumulul imens de care vorbește ministrul de finanțe, că e foarte interesant și o să merg la dumneavoastră, domnule Glăvan, imediat după ce l-ascultăm pe Căciu, pentru că el zice că românii sunt deranjați de acest cumul imens al veniturilor la stat. El pare să știe diferența dintre salariu și venit, că vorbim de cumul aici. Totuși, guvernul nu pare să se grăbească să rezolve această problemă despre care vorbește domnul Câțu, pentru că, potrivit tot domniei sale, încă se poartă discuții, vă amintiți, se analizează, se dezbate, se cer rapoarte, deci se discută încă în interiorul coaliției pe tema acestei supraimpozitări a veniturilor. Veți avea o analiză sau o comunicare pe acest subiect în momentul în care va exista o discuție, să zic așa, aprobată în coaliție. Da, a existat o ipoteză de lucru, sunt mai multe ipoteze de lucru și ele au plecat de la următorul principiu, pe care cred că îl știți deja, că a apărut și în spațiu public, acela că există totuși un cumul imens de venituri la stat, care
deranjează, dacă vreți, întreaga populație a României și cred că trebuie găsite niște soluții de echilibrare, de făcut un echilibru între cei care lucrează în mediul privat și cei care lucrează în mediul de stat și cumulează mai multe venituri, care va fi formulat. A fost propus la momentul discuției în coaliție un anumit standard, dacă vreți, și s-a plecat de la standardul nivelului venitului președintelui. Trebuie să închidem analizele, să avem discuția politică în coaliție, după care, evident, transparența decizională, avizarea interinstituțională și aprobarea în guvern. Probabil la jumătatea lunii. Deci e un cumul care îi deranjează pe români. Acum nu știu dacă Câciu a vrut să-și ceară scuze cumva, poate fi și asta o explicație, că au făcut ce au făcut de ne-au adus în situația asta ani la rândul ei și partidele lor. Asta să fie? Domnul Câciu își cerea scuze subtil așa? Domnule, e un cumul deranjant? Mă scuzați că v-am adus în situația asta? Haideți să spunem așa. Păi puțină lume și până la urmă preiau ideea domnului Bucura de mai devreme. Dacă un om este capabil să aibă două sau trei joburi și unii chiar fac din ziua au un job, după masă se duc și cară pentru o firmă, da? Sunt curier sau așa mai departe. Adică nu suntem originale aici. Foarte bine, nu ar trebui să fie taxați mai mult decât ceilalți care muncesc mai puțin sau muncesc cu o singură normă și așa mai departe. Nu, adică, nu, iarăși facem în România o instituție, o practică care nu mai există în alte părți. Nu. Problema, într-adevăr, este la stat. La stat, acești oameni care cumulează, după cum spune domnul ministru de finanțe, cumulează pentru că li se dă, li se pune pe masă. Deci ei sunt aduși din pensie, pentru că socotesc probabil că alții mai capabili nu există și mai energici și mai plini de inițiativă, nu există decât un pensionar. Sunt aduși înapoi în diverse poziții de conducere în general și li se mai dă și acolo o indemnizație, un salariu sau ce mai este. Ori chestiunea asta este răspunderea politicianului, decidentului politic, pentru că în mod evident, când guvernezi, ar trebui să guvernezi într-un mod eficient. Iar în România se pot economisi bani publici gârlă din toate structurile statului, de la administrația locală, centrală, până la companiile de stat, se pot economisi bani gârlă. Și atunci nu este nevoie să ne uităm la cine cumulează două, trei, că poate unii le cumulează pe bune. Aici suntem la fel ca la cei cu contractele part-time. Dom'le, da, unul muncește part-time pe bune. De ce trebuie să plătească impozit la nivelul unuia care muncește full-time? Că el muncește part-time pe bune. Eu știu cazuri de astea. Adică am știut că după aia s-au desființat. Da. N-au mai fost. După ce s-a impus nebunia aia cu impozitarea. Astfel încât, da, noi suntem într-o logică setării de strategii preelectorale. Asta este părerea mea. Adică, dacă mă întrebați tot ca economist, în mod, mi se pare rațional să văd ce se întâmplă acum în politică. Pentru că propriul interes al acestor partide le dictează cumva să se diferențieze. După cum spunea domnul Ciolacu în urmă cu un an de zile, hai să ne diferențiem, să ne concurăm, că până guvernăm tot noi. Dar dacă ne concurăm înainte de alegeri, strângem mai multe voturi. Și acum folosesc diverse prilejuri, precum impozitarea progresivă versus cotă unică, în care să se delimiteze foarte limpede. Unii să zică, doamne, noi suntem cu stânga, cu progresivitatea, deși nu înțeleg foarte bine ce e cu progresivitatea, că am spus chiar cuiva de la PSD, am spus, domnule, asta e problema, pentru că dacă vă place progresivitatea, vă dau eu una, să punem impozit progresiv de la 1% la 5%. Ce ziceți de asta? Impozit progresiv. Nu, ei nu vor să audă de asta. Deci, sunt unei care țin cu impozite și biruri mai mari, alții care sunt apărătorii cotei unice. Dar ei fac treaba asta ca într-un joc, pentru a mima un rezultatul care va fi? Asta e întrebarea. Adică joc, mimă, perdele de fum, ok. Noi, la un moment dat, ce o să facem și o să credem și mai ales, până la urmă, gaura reală? Deci, lipsa banilor la buget. Aia, cum o mai pansești? Cum o mai vopsești? Dacă îmi permiteți că ea există, nu? Dacă îmi permiteți un minut. Vreau să reiau un pic ideea. Să știți că ei mimează și aruncă pe piață diverse lucruri, cum se spunea aici mai devreme, dar asta nu înseamnă că nu fac nimic.
Nu înseamnă că nu fac nimic. Ei aruncă petarde ca să acopere ce au făcut de fapt. Deci, haideți să ne amintim. Au redus puterea de cumpărare a salariilor și a pensiilor și o vor reduce în continuare. A, cum o să o facă? Aici, într-adevăr, e un război de petarde. Până inflație, până supraimpozitarea nu știu căror venituri, până supraimpozitarea pensiilor speciale, mă rog, dar nu se va întâmpla asta. Prin tăierea cumului, prin, nu știu cum o vor face. Cum a făcut-o Boc în 2010, nu știu cum o vor face, dar cert și e secundar. Adică cred că populația nu e interesată să afle cum o vor face. Populația doar e interesată să știe ce va urma. Ori ce va urma este că asta vor face. Vor tăia aceste cheltuieli ale statului pentru că ne dorim să stopeze risipa, vor fi inevitabil forțați să taie în carne vie, din țesutul sănătos. Care moment când va fi, domnule Pieleanu, ăsta? Dacă se va tăia de undeva sau se va pune un bir sau se va întâmpla ceva, când o să fie? Că până după alegerile, adică în 2025, nu ai cum să faci chestia asta, că dai faliment până atunci. V-ați dat răspunsul, în 2025. Păi n-ai cum, nu supraviețuim economic. Un calcul simplu, avem cele 4 runde de întâlniri în fața urnelor și a 5-a turul 2 prezidențial. Deci noi avem oficial 4 luni și 2 săptămâni, că între turul 1 și 2, turul 2 sunt doar 2 săptămâni, de campanie electorală. Deci aproape jumătate de an de campanie oficială, în anul 2024. Toate semnalele sunt că noi am intrat deja într-o logică de campanie, atât la guvern, cât și populația, așa, mă rog, măcar în zona presei și a celor interesați de politică. Aveți cumva naivitatea, sau avem, în care mă introduc și eu, naivitatea să ne închipuim că cineva va spune gata, renunțăm la sporul de stres, la sporul de ecran, la sporul de nu știu ce, că nu mai avem bani la buget niciodată. Și atunci rămâne 2025, dar probabil că într-o formulă în care nu se va mai putea. Adică modelul Traian Băsescu, când avea un lider carismatic, la vremea aia era, că după aceea, mă rog, s-au degradat lucrurile, asta e, în care a spus, băieți, nu se mai poate, cu toate riscurile, tăiem. Ați văzut unde s-a ajuns cu tăierile, pentru că populația are și acum o parte din ea semnificativă, o problemă cu tăierea de pe vremea Traian Băsescu. Deși era, cum să spun, imperativă, inevitabilă, economic vorbind și financiar. Nu o să aibă curajul să facă asta și probabil, nu știu, domnul Glavan știe, se vor găsi surse din astea, mai ne împrumutăm pe la bănci mondiale, adică tot ne împrumutăm, că tot noi plătim până la urmă. Da, e interesant cum au aruncat și o serie de fake news în toată discuția asta. Primul și cel mai vizibil, sigur, a fost ăla cu Rusia, care e singura care mai are cotă unică în Europa, în vreme ce am arătat și aici în emisiunea seară, sunt mai multe țări ale Uniunii Europene care au cotă unică, Ioana, și două dintre ele, Ungaria și Bulgaria, ne interesează direct, pentru că ele sunt concurentele noastre în regiune, l-a atras investiții și l-a oferit ceva, facilități atractive celor care vin aici să dezvolte afaceri. Și atunci de ce? De ce se apasă pedala asta atât de mult? Adică de ce riști să te expui ca un mincinos până la urmă, nu? Tu, ca politician, care vrei să fii prim-ministru peste o lună, în toată discuția asta, ce urmărești? Acum, pe de o parte, eu nu sunt foarte sigură că domnul Ciolacu chiar știa cum vine treaba cu cota unică și cu impozitul progresiv. Adică, nu știu ce să zic. Nu știu dacă e atât de dopt și de competent încât s-o fie aruncat așa strategic. Dar, dincolo de chestiunea asta, poate că este, domnul Ciolacu nu cred că vorbea nici cu tine, nici cu mine și, în general, nu cu electoratul non-PSD. Această vânturare a cotei unice, a cotei progresive, a impozitării progresive, este un zahărel pe care PSD-ul arată de foarte mult timp propriului electorat. Adică, hai să-i jumulim pe bogați, cam ăsta este mesajul, nu? Bogații să dea mai mult, că de-aia sunt bogați, nu? De ce de-abia asta este o petardă care va dura foarte mult în stadiul de petardă din fericire? Pentru că pur și simplu statul român nu este apt să facă așa ceva. Dacă pui acum în brațe ANAF-ului impozitarea progresivă, sucombă, crapă. Nu poate, n-are cum.
la cum arată bazele de date, la cum arată marea digitalizare, nu are cum. Hai că dacă lucrezi doar la salarii, mai e cum mai e. Dar dacă te pui pe impozitarea venitului global, e nenorocire. Deci nu au cum să o scoată la vopsea sub nicio formă. Iar domnul Ciolacu știe foarte bine lucrul ăsta. Aceasta, da, este o pedată pe care o aruncă propriul electorat cu două scopuri. Pe de o parte, ca să-i dea o perspectivă, uite care e planul meu și ce vreau eu să fac dacă îmi dați suficiente voturi încât să fiu eu cel mai tare din parcare, chiar mai tare decât acum. Iar pe de altă parte, ca o scuză. De-aia nu merge treaba și nu pot eu să aduc venituri și să vă dau bani și să împart cu două mâini ca Moș Crăciun, pentru că nu avem impozitare progresivă și bogații buzuresc, iar săracii au o povară foarte mare. E, și de-aia, apropo de de-aia nu am eu cum, vine fake news numărul 2, care este acest plafon cu al 9,4% din PIB legat de pensii. Fake news pe care îl împinge de data asta la înaintare domnul Boloș de la Proiectele Europene. Discuta chiar și ceva mai devreme în jurnal cu colega mea, Gabi Mihai. Nu reușește domnul Boloș să explice de ce brusc și domnia sa, pe lângă Budăi și alții, a devenit atât de interesat de renegocierea chipurile acestui plafon din PNRR. Ce zice domnul Boloș și domnule profesor Glăvan, să vedem cât de adevărat este... E așa, că plafonul ăsta de 9,4% e un obstacol pentru guvern dacă va dori să mai crească pensiile. După care zice, termenul pentru care noi avem acest plafon de 50 de ani e unul foarte lung. Noi și dacă tăiem pensiile speciale, zice domnul Boloș, și rămânem totuși cu acest plafon de 9,4%, nu putem să rezolvăm pe 50 de ani actualizarea și majorarea pensiilor. Cum, domnule, pe 50 de ani? Când PNRR-ul expiră la sfârșitul 2026. Domnul Boloș amestecă intenționat aici niște chestii, încearcă să ne convingă cineva, ne-a legat de mâini și de picioare 5 decenii de acum încolo, jumătate de secol de acum încolo, cu acest plafon din PIB pentru pensii și noi nu o să mai putem să creștem pensiile nici cu un leu peste câțiva ani? Dacă urmăriți cu atenție, domnul Boloș are o prezență mai academică. Adică nu vine cu niște minciuni sfruntate. Precum asta cu doar Rusia mai are cotă unică. Bine, aici cumva, scuze că divaghez, domnul Ciolacu și-a luat așa niște pantaloni de hipster antiputinist și a zis doar Rusia mai are, da. Dar putea să deci se îmbrace, invers, exact. Să zică și Ucraina are cotă unică, dar nu știu, probabil, deci asta este. Revenind, domnul Boloș merge pe lângă știință, așa, nu se depărtează prea mult, merge pe șanțul științei, așa. Și într-adevăr, în PNRR, noi ne-am asumat că până în 2070 nu vom depăși acest plafon. Ceea ce eu am spus, chestia asta este ridicol, pentru că, într-adevăr, nu ai cum să setezi un asemenea, limită de 70 de ani. Bineînțeles. Ceaușescu putea să planifice pe 20 de ani, pe 30 de ani, pe 50 de ani, dar guvernul actual nu-l văd în stare nici pentru un an de zi să planifice ceva. Bun. Deci aici are dreptate. Dar problema de fond este aceea că, încă o dată, am auzit foarte multă lume cumva ofuscată, cum a fost și cu Schengen. Dom'le, nu ne lasă ăștia, domne, să creștem procentul. De ce să fie 9,4 ce hain, domne, la Bruxelles? Nu ne lasă și proiect să punem 12% de PIB pentru pensii. Dar nu e vorba de asta. Nu e vorba de asta. Noi putem să punem la pensii cât vrem. Și, de fapt, PSD a legiferat în Parlament acum câțiva ani de zile dublarea pensiilor în 3 ani. Da, cu două mâini. Ok. Deci, politicienii noștri, super demagogi, pot vota ce vor ei și pot mări ce vor ei. Problema este de unde le vor plăti. Dacă ei sunt în stare să arate că România este, face astăzi rost de bani, deci are bani, astfel încât să plătească pensii care să depășească 9% din PIB, eu îi aplaud. Dar nu sunt în stare să o facă. Ei nu sunt în stare să plătească nici pensiile actuale, care se ridică la 7,5% din PIB. Dovadă că le-au tăiat până inflație. Deci, dar rămite să fie în stare să plătească pensiile la 9% din PIB. Nu, nici vorbă. Vedeți? Deci, problema de fond este România este ținută în brațe de Uniunea Europeană, care a spus, vă dăm acești bani
Dacă faceți aceste reforme, voi puteți să nu faceți reformele astea, puteți să dublați pensiile în 3 ani dacă vreți, puteți să faceți ce tâmpenie vreți voi, dar atunci nu vă mai dăm bani. Hai să o luăm altfel. Ce se întâmplă dacă eu primesc toți banii din PNRR, mă angajez să fac până în 2026, rezolv cu PNRR-ul și prin 2030 zic, domnule, m-am hotărât să urc acest plafon de la 9,4% cât m-am angajat, presupunând că mă leagă acest angajament, ceea ce e extrem de discutabil. Dar presupunând, mă hotărăsc să-l măresc la 11%. Cine, ce cai de la bicicletă o să-mi ia? Adică n-au înțeles spiritul acestui PNRR că noi facem niște angajamente pe loc, niște terapii, șoc, ca să primim niște bani și că nimeni nu te poate bate în cuie 50 de ani decât în mintea domnului Boloș. Nu realizez că a spune că noi vom lua toți banii din PNRR am zis, este hai, demn de un scenariu SF. Și atunci, hai să-ți răspund cât se poate de simplu la întrebarea ta. Dacă vom lua toți banii din PNRR și facem exact lucrurile alea ce ne-am angajat cu ei, atunci, nu 9, ci poate 8% din PIB-ul României vor reprezenta foarte mult. Pentru că PIB-ul va crește, România va crește, vom înflori, ne vom dezvolta, foarte vom bună observația. Foarte bună observația, 9,4% din ce PIB. Dacă tu ai un PIB gras, baban, nu te mai uiți ca ăla, stai că e 9,3 sau 9,5. Ai o halcă mare, 8 înseamnă mult dintr-un PIB mare. Dintr-un PIB amărât scheletic. Și 10% înseamnă puțin, nu? Pe care, oricum, cine îl formează PIB-ul ăla, câți mai contribuie și așa mai departe. Așa e și cu povestea asta. Deci, noi vorbim de o cârpeală. Noi hai să nu mențim românii, că n-au cum. Eu îți dau aici scris și îmi pun ce vrei tu, gaj, garanție. Nu vom lua toți banii ăștia din PNRR, tai un deget. Ce naiba, o știe tot românul. Problema e cât de mult vom lua. Că vom lua mai mult, mai puțin, ne mai ard ăia, nu suntem capabili. Dacă vom lua însă ceva semnificativ, atunci lucrurile nu cred că se mai pot derula rău. Apropo de asta, aici îmi pare rău, știi că nu sunt un fan PSD, dar ăștia n-au nicio vină în povestea cu angajamentul în PNR pe 50 de ani sau pe 100 de ani sau pe nu știu cât. Cine a fost capabil să se ducă să negocieze o chestie pe 50 de ani? Aici trebuie să răspundem la întrebarea asta, că mie mi se pare o prostie. Noi nu reușim să negociem de pe o lună pe alta, uite, cu cerealele ucrainene, cu oale. Nu suntem de capabili să facem niște lucruri pe 3 luni. Și te duci și da, dom'le, ne angajăm peste 50 de, până 50 de ani nu facem aia sau facem aia. Pă ce criteriu? Suntem oale și ulcele toți peste 50 de ani. Hai să fiți zice, noi în studio ăsta nu mai suntem. Doar nu, dacă nu ori descoperi asta, vreo ăștia, vreo pastilă magică. Eu vreau să știu, Ioana, dacă domnul Boloș nu mai bine se duce la Bruxelles și le explică cu subiect și predicat de ce nu avansează niciun centimetru reforma pensiilor speciale. De ce nu va avansa niciun centimetru reforma salarizării în sectorul bugetar și desfințarea sporurilor. Adică jaloane extrem de importante, următoarele cereri de plată, nici mai mult, nici mai puțin. 3 miliarde colo, încă 3 miliarde colo, pe care nu-i luăm. În loc să ducă domnul Boloș să renegocieze un ipotetic plafon de peste niște ipotetici 50 de ani săpați în stâncă de acordul pe care l-a scris nu știu cine acum în 2021. Ceea ce cred că face domnul Boloș și îl văd făcând inclusiv din interviurile pe care le-am realizat eu cu domnia sa, este o încercare permanentă de damage control. Pentru că dacă cineva știe cât de mare e zidul spre care ne ducem și cât de tare e el, în mod cert, acela este domnul Boloș. Nu cred că are vreo șansă de renegociere în această privință. Nu cred că domnia sa crede că are vreo șansă de renegociere în această privință. Însă strategia pe care o are această coaliție în acest moment, care ține de anul electoral viitor, este să întindă cât mai mult lucrurile. Mai mergem, mai negociem, mai încercăm, mai spunem, ei mai trimit o hârtie, noi mai trimitem două, mai votăm, ne mai răzgândim, astfel încât cum necum să trecem hopul. Problema nu este însă, vedeți, noi ne comportăm exact ca elevul care se duce la școală ca să primească nota. Doi, am copiat, nu e fără 10, știu, important e să iau nota și să trec clasa. Nu e așa. Pentru că aceste reforme care sunt cerute în PNRR nu sunt cerute
pentru că cineva și-a pus în cap să chinuie România sau nu știu, să-și bată joc de cineva. Este o prostie populismul domnului Budăi care spune de câte ori iese. Bine, vocabularul domnului Budăi oricum e destul de limitat, dar de câte ori iese la televizor spune același lucru. Cineva care își bate joc de seniorii României. Da, că nu România își bate joc de seniorii României. Pentru că dacă nu ai o economie sustenabilă, aceea pe care o vizează reformele din PNRR, dacă tu, în general, toată construcția ta ca stat nu e sustenabilă și trăiești mai din împrumuturi și din învârteli, sigur că, exact cum spuneți, la Bucura, orice procent e prea mic, pentru că e puțin din foarte puțin. Ia să fie același procent din ceva mult. Deci problema nu este ce o să obțină sau nu o să obțină, problema nu sunt 50 de ani, 75 de ani, 100 de ani. Problema este ca toată această construcție noastră să devină sustenabilă. De fapt, asta ne ajută, nu ne cere PNR-ul, nu impune nimic, ne ajută cu bani să devenim pe picioarele noastre, să nu mai târâim deficite din ce în ce mai mari de la an la an, să nu ne mai amăgim, să trăim în realitate, nu în iluzii și în virtualul promis. Mă întorc la aceeași idee, domnule Pirea, dacă toate lucrurile astea nu îi pierd până la urmă. Adică în momentul în care vii și spui vreau să fac asta, vreau să fac aia, vreau să tai de acolo, vreau să impozitez cumul, vreau să dau pensii mai mari, dar tu de fapt nu faci nimic și arunci acele perdele de fum de care spuneai, cum să nu se întoarcă împotriva ta chestia asta? Adică nu, până unde poți să întinzi ca de gumă de minciuna asta și de prefăcătoria asta? Până la limita de suportabilitate publică. Poți să întinzi. Asta este o regulă. Și atâta vreme cât în România noi avem undeva între 35 și 40% persoane care vin cu regularitate la vot și sunt într-un fel sau altul interesați de viața politică și restul de 60%, pe restul de 60% nu interesează nimic din chestiunea asta și ei ies la vot sau se manifestă doar atunci când simt în mod real o descreștere semnificativă a nivelului de trai, lucrurile astea se întâmplă. Repet, guvernul PNL-PSD sau PSD-PNL-UDMR, cum doriți, știu sigur că are această grijă, să nu atace acea proporție semnificativă de 60% gradul lor de suportabilitate, să nu-l atace. Și gradul și asta e relativ. Da? Pentru că una este gradul de suportabilitate a unui cetățean din middle class care trăiește în București, altul este al unei femei ai cărui copii sunt plecați amândoi în Italia la muncă și sunt la mine la Siliștea Gumești în Telorman. Adică sunt diferențe și din punctul de vedere. Și diferențe de coș zilnic, și diferențe de calitatea vieții, relativă sau absolută, sărăcie relativă absolută, multe, multe. Da? Deci lucrurile astea... Trebuie să înțelegeți că dacă mâine ar avea loc alegeri europarlamentare, s-ar prezenta la vot 25% din populația României cu drept de vot. Astăzi. Sigur că probabil că vor mai crește procentele astea până peste un an și ceva. Că o să dorească lumea să dea semnalul nemulțumirii. Dacă ieșim la vot, chit că alegerile sunt... al populației va fi atins. Da. Dacă ei vor spune basta. Da? În istorie au mai fost. Ultima, îmi pare rău să vă spun, a fost la Revoluția Română. Da, acum 33 de ani. Când într-adevăr consensul general era că nu se mai poate așa. Da? Nu cred că vom ajunge acolo și nici nu e de dorit așa democrație să ajunge acolo. Da? Apropo de alegeri și apropo și de democrație, că nu știu câtă legătură mai văd cei de la PSDNL între alegeri și democrație, având în vedere ce vor să facă, discutăm imediat ce revenim după publicitate despre insistența asta, obsesia asta cu comasarea unor alegeri, în vreme ce de un subiect care chiar are legătură cu democrația și chiar are legătură cu alegerile exprimate liber, subiectul celor două tururi de scrutin pentru alegerea primarilor și a președinților de consilii județene, nu mai suflă o vorbă. De ce? Aflați imediat. Pentru peneliști, e un singur lucru care încurcă la schema asta pe care au făcut-o României cu PSD-ul, da? Că ei s-au luat în brațe cu PSD-ul, chipurile, cei împotriva care au candidat, că mai sunt alegeri și că lumea nu uită. Și asta e detaliu din planul lor care îi încurcă teribil. Și au ajuns chiar să aibă o retorică întreagă pe tema asta,
prea multe alegeri, ne încurcă, dacă putem să scăpăm, dom'le, asta e partea esențială din democrație. Și niciuna dintre aceste runde de alegeri care sunt la anul nu e neimportantă. Ne alegem primarii, ne alegem parlamentarii, adică guvernul indirect, ne alegem președintele României, ne alegem pe cei care ne reprezintă la Bruxelles și nu mai avem timp de 4 ani de zile niciun fel de alte alegeri. Ei încearcă acum să păcălească cumva lumea. Se gândesc că mai la țară, mai unde au ei primar, dacă o să fie 6 buletine, dă-i maică aici cu toți pe bandă, dacă tot e PNL, cumva să mai ia niște voturi. Sunt de, cum să spun, e așa, n-au această minimă coloană vertebrală, vreun fel de bărbăție politică. Peneliștii, adică ospătarii PSD, nu o să se certe cu cei care sunt așezați la masă, adică cu PSD-iștii. Deci stau cu capul între umeri. Da, sigur, frământările și răbufnirile opoziției, atâta cât mai e și cât mai glăsuiește ea, dar cu sau fără domnul Cătălin Drulă, într-adevăr, lucrurile așa par, că pe cei din coaliția asta instalată la putere îi încurcă foarte tare niște alegeri la anul. Și și-ar dori domnule Pieleanu să le mai împuțineze, într-un fel sau altul. Eu nu cred că vom avea de-a face cu o comasare a alegerilor. Sunt calcule multe făcute, mă rog, la unele mai am un pic de acces, pentru că principalul partid de guvernământ, ca să zic așa, și principalul partid, primul partid în intenție de vot deocamdată, Partidul Social-Democrat, Partidului Social-Democrat, nu-i convin lucrurile astea de comasare, fiindcă ar avea de pierdut, de câștigat. E posibil ca PNL-ului să-i convină, da? PNL-ul și insistă furibund. Iar în ceea ce privește organizarea alegerilor locale în 2 tururi, să știți că aici, să nu mă suspectați că aș fi purtător de ideologie de stânga, că nu e cazul la capitolul ăsta. Sunt situații în țară unde au fost primari aleși cu 28-29% pe principiu că nu ai al doilea tur. Lucru care sigur deranjează, bă, cu o cincime, cu o treime din populația unei comunități, tu vrei să fii gospodarul comunității. Dar pe de altă parte, în 2 tururi, există riscul ca unul care a luat 15% în primul tur să fie gospodarul comunității. Nici asta este mult mai grav. Este mult mai neregulă. Înțelegeți? Că pentru că în turul 2 se duc ca la președinție. Dacă vreți un exemplu bun, președintele României este ales așa. Bun, dar n-ai filtrul ăla necesar și n-ai hotărârea de ultimă oră și zici, domnule, stai puțin, uite la ce s-a ajuns. Eu făceam am făcut calculul, 5 luni de zile, nu vă luați după lipsa de rigoare, 4 luni și jumătate la rigoare. Jumătate de an această Românie va fi în campania electorală. Pentru că avem 4 tururi de alegeri și cu al 5-lea care înseamnă turul 2 prezidențial. Ce vor face cetățenii României cu drept de vot în astea 5 luni de zile? 6 se vor uita la televizor, ca și mine, ca și dumneavoastră. Vor face calcule. În toată administrația publică din România, fie că e locală, fie că e centrală, nimeni nu va mișca un deget, pentru că toți vor aștepta cine vine, cum vine. Mai grav este că instituțiile alea care sunt importante, cum ar fi ANAF-ul, de care tot vorbește domnul Glăvan aici, că au rată de colectare ridicolă, acolo chiar că nu m-a văzut să mai colecta nimic. Și atunci, comasarea alegerilor poate avea o logică. Bun, dar dacă era să prevină să se întâmple chestii din astea, nu mai făceau rotativa și nu mai vorbeau atâta despre ea cu jumătate de an înainte. Dacă chiar ne preocupă de ce sunt instituțiile blocate și în așteptare, ceea ce e corect, dar uite că sunt mai mult blocate și în așteptare din cauza asta decât de niște alegeri democratice. Cât de mare este el și de ancorat și structurat și așa, aici cred eu că este un pic de calcul greșit în sensul următor. Rotativa vine și va veni inerent pe numele și persoana a domnului Marcel Ciolacu. Păi. Anul ăsta o să aibă o activitate de prim-ministru, să zic așa, liniștită. Dar anul viitor, dânsul va trebui să fie și prim-ministru, și președintele partidului care are 5, să cerem să meargă România de 5 ori la vot, și dacă lucrurile sunt previzibile din punctul ăsta de vedere, și candidatul PSD la funcția de președinte. Deci nu cred că și-a dorit foarte tare Marcel Ciolacu să fie în situația asta, credeți-mă. Bun. Rotativa ca rotativa, adică, da. Calculul la rotativa a fost că jumătate voi, jumătate noi. Mă rog. Da.
Dar trebuia să fie invers. Dacă o gândeau corect, trebuia ca domnul Ciucă să vină acum la guvernare. Adică nu e în câștigul PSD-ului faptul că vine la guvernare. Bun, da, probabil că mintea PNL-ului e că e câștigul lor dacă fac această comasare. Eu vă amintesc ce spunea președintele. Această țară trebuie să fie guvernată de o coaliție sanitară legitimată prin vot, bun, dar cu interferențe și cu relații în Europa. Hai să le spunem românilor realitatea. Știm cu toții, în alegeri, în campania nu înseamnă o lună, nu se mai muncește, fraților. Da, sigur s-a că terminat. Asta e o scuză. Să parlamentare acasă la ei, unde trebuie, bun, să înceapă combinațiile cu primarii, cu alea, cu nu știu, okay, ce. Și mulți trebuie să se încoloneze toți în spatele doamnei Firea la București, că așa vrea Ciucă și că așa ne permite această lege pe care ei înșiși au promis că o modifică. Două secunde să vedem ce spuneau vârfurile liberale. Stați o secundă. Dacă dreapta se unește toată împotriva doamnei Firea, are o logică. Adică toți dau votul unei, dar nu în turul 2. Adică nu te duci în turul 2 cu reprezentantul dreptei. În turul 2 mai ai șanse să te gândești. Uitați ce zicea Klaus Iohannis. Domnule, avem nevoie de o majoritate rapidă, credibilă, care să impună rapid reforme atât de așteptate. Iar printre ele se numără modificarea legii care să asigure din nou alegerea primarilor în două tururi de scrutin. E un pas esențial, zicea Klaus Iohannis însuși. Pas esențial. Că e cu pașii. Știți, cu pas cu pas. E pas esențial. Rareș Bogdan, uite, ca să mai dăm un exemplu de lider PNL. Ne dorim, în primul rând, zicea el în 2020, două tururi de scrutin. E o cerere a electoratului de dreapta și nu numai. 84% din români vor asta. Ce s-a ales, domnule, de chestia asta? Tudor, ne-au mințit pe noi ăștia la alți care nu facem politică. Dar nu, se putea schimba legea electorală. Păi dacă aici Tudor are perfectă dreptate. Oamenii ăștia, aici în studiouri eram și eu și el și tu vene. Bă, ne mințeau zi de zi, erau lângă mine aici și își rupeau toți care erau mica opoziție la vremea aia, când era marea ciumă roșie. Bă, toți erau pe aici, n-aveai loc la mese de ei, politicieni ăștia, spunându-ne ce mare nenorocire este pentru noi ăștia alți românii, că și nelegitimitate și vrăjeală și nu știu ce, povestea cu un singur tur. Bă, și când ajungi la butoane, muți ca o lebă de toți, 3 ani. Bă, adică pe mine și pe toți ăștia care ne uitam la ei căscan și noi gura, că erau politicienii, băia, luptători, opoziția. Ne-au mințit și acum ce să credem? Adică, nu e clar, ai case closed, vorba unui polițist celebru. Nu se schimbă nimic. Un singur tur va fi, să-ți fie clar. Nu mai are niciun rost asta. E înțelegerile făcute, împărțeala. Constituțional mai e posibil. Ok. Nu, nu se ideea mai pare. Ideea e că mie mi se pare, nu știu, domnule Glăvan, cum vedeți asta? Trebuie ținuți responsabili pentru promisiunea asta nedeplinită? Adică merită să trecem așa ușor peste povestea asta? Aș vrea să spun, în primul rând, că nu știu dacă e disprețul față de democrație și alegeri sau frica, în ciuda sondajelor, cea care îi face pe guvernant să nu organizeze alegeri acum locale în cele, nu știu, sunt vreo 50 de localități în care nu au primari aleși în mod legitim. Da, și întârzie să facă asta de un an, de 2 ani de zile. Deci, dacă sunt stăpâni pe situație, de ce nu fac aceste alegeri? Părerea mea este că ori din dispreț pentru democrație, ori pentru că le este cu adevărat teamă. Bun, la sectorul 5 cred că nu vă doriți să fie alegeri. Da, mă doresc să fie alegeri. Sunt deoparte principiile democratice. Doresc să fie. Legea zice că trebuie să fie. Acum, Ioana, am zis, lăsând deoparte principiile democratice. Apasă foarte tare grija cheltuielilor. Cum rămâne? Cu ce au promis? Nu, mie personal îmi scapă foarte tare logica asta a domnului Pieleanu, cum că alegerile în două, legitimitatea e mai mare după un tur. Atunci înseamnă că alegerile locale spus asta, cum că sunt, legitimitatea. Îmi permiteți să continui, și mai dificil pentru mine, sunt pe Skype. Da, și mai avem foarte mult, vă rog. Cu siguranță alegerile în două tururi sunt fundamental legitime. Așa alegem și președintele României. PSD-ul nu vrea și nici PNL-ul nu vor să revină la două tururi, pentru că alegerile într-un tur avantajează în mod fundamental primarul în funcție. Este mult mai ușor într-un tur să acumuleze acel cel mai mare număr de voturi și să-și păstreze. Ori aceștia sunt partide cu primari mulți, cei mai mulți primari fundamentali sunt de la PSD și de la PNL și vor trage mereu cu dinții. A, ca
au lansat pe tarte electorale că, vai, ce frumos ar fi să fie în două tururi. Nu, nu va fi în două tururi, pentru că tot aparatul lor de primari dorește alegeri într-un tur. De fapt, asta e explicația, e simplă. Da. Nu e nicio legitimitate suplimentară, este avantajul fundamental al primarului în funcție. Ne întoarcem în câteva momente, o să vedeți. Apropo de primari, uite, unul căutat, condamnat definitiv și căutat, e în Italia, tot în Italia, care a ajuns raiul, refugiul acestor penali de lux condamnați în România. Care este explicația? Care sunt chichițele care le permit italienilor să nu-i dea înapoi, să nu-i extradeze? Și de ce stăm ca stat de atâta vreme pe subiectul ăsta fără să-l rezolvăm? O să vedeți o explicație din partea ministrului Justiției halucinantă. Rămâneți cu noi!